Pompierii militari ai subunităților din Solca, Gura Humorului și Suceava, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență ale localităților Cacica, Arbore și Botoșana, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURT pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în satul Solonețul Nou din comuna Cacica. La sosirea echipajelor ardeau construcțiile din 2 gospodării cu pericol de propagare la vecinătăți. Intervenția a fost una dificilă, deoarece din cauza cantității mari de furaje, intervenția a fost dedurată, deoarece era necesară identificarea tuturor focarelor ascunse. Intervenția a avut o durată de aproximativ 4 ore. La primul proprietar au ars bucătăria de vară, depozitul de furaje, șopronul, magazia de lemne, 50% din adăpostul de animale și din casa de locuit. Toate erau construite din lemn. Pe o suprafață însumată de aproximativ 300 metri pătrați. Au mai ars bunuri din gospodărie și s-au degradat părțile construcțiilor care nu au ars. La cea de-a doua gospodărie au ars depozitul de furaje și o construcție anexă, de asemenea construite din lemn, pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați și s-au degradat bunurile casnice. Incendiul a izbucnit din bucătăria de vară, duminică seară, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat gospodăriile învecinate cu bunurile aferente. Pompierii informează că pentru evitarea izbucnirii unor incendii în urma exploatării necorespunzătoare a instalațiilor și receptoarelor electrice, putem să facem următoarele lucruri. De regulă, aparatele electrice nu trebuie lăsate sub tensiune nesupravegheate, fiind indicată deconectarea acestora în momentul părăsirii locuinței. Conductorii electrici aflați sub tensiune nu se vor amplasa sub covoare, mochete sau preșuri. Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimentează. Ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau pe perete prin console. Întreruperea și restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul întrerupătoarelor. Executarea, întreținerea sau modificarea instalațiilor electrice se vor efectua numai de către personal autorizat și calificat. Nu se vor amplasa perdele sau alte materiale textile în imediată apropiere a becurilor de tip incandescent, deoarece pot lua foc foarte ușor. Se interzice folosirea instalațiilor și aparatelor electrice cu defecțiuni sau improvizații, având conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze sau derivații fără capace. Folosirea siguranțelor supradimensionate la tablourile de distribuție. Executarea instalațiilor electrice pe elemente de construcție din materiale combustibile, acestea constituind un risc ridicat de incendiu. Utilizarea în stare defectă a instalațiilor și receptoarelor electrice. Racordarea de consumatori electrici având puterile electrice însumate peste puterea electrică proiectată a instalației de alimentare. Executarea lucrărilor de întreținere și reparație la instalațiile electrice de către personal necalificat și neautorizat. Folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice direct în priză. Utilizarea în tablourile electrice a siguranțelor improvizate prin înlocuirea fuzibilului calibrat ars cu fire din liță. Pentru a utiliza în siguranță instalațiile electrice, periodic se vor efectua lucrări de întreținere a acestora.